În 13 noiembrie 2023, în intervalul orar 45-12.45, la Casa Corpului Didactic Giurgiu are loc atelierul Resursele Cred, educație deschisă în clasă și acasă. Această nouă serie a atelierelor Cred, a patra, este intitulată în mod sugestiv Resursele Cred, educație deschisă în clasă și acasă. Evenimentele fiind centrate pe toate tipurile de resurse educaționale deschise ce au fost elaborate în cadrul proiectului Curriculum Relevant, educație deschisă pentru toți, Cred. De la documente de politici educaționale, ghiduri metodologice, programe școlare pentru opționale integrate sau resurse educaționale digitale și până la rapoarte de cercetare și analize diverse, analizat nevoilor de formare ale cadrelor didactice din învățământul primar și gimnazial în domeniul abilităților curriculare, analiza situației curriculumului la decizia școlii și a cadrului actual de reglementare, analiza comparativă a recomandărilor europene referitoare la competențele cheie, analiza nevoilor cadrelor didactice legate de utilizarea și crearea de resurse educaționale deschise, etc. Resursele educaționale deschise Cred se constituie într-un fond educațional complex și valoros pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar românesc. Sunt așteptați în total peste 3300 de participanți, aceștia având ocazia de a participa la un eveniment cu un puternic caracter interactiv, fiecare persoană prezentă putând să pună întrebări sau să ofere posibile noi perspective asupra subiectului prezentat de către lectori, fiind astfel urmărită valorificarea experienței participanților la implementarea curriculumului național centrat pe competențe cheie sau în lucrul cu acesta din urmă. În medie, durata unui atelier este de 4 ore.